Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip aici în natură. N-am mai filmat de mult pe afară, mai toate vlogurile pe care le-am făcut, mai toate videoclipurile au fost filmate în casă, mai este și Dita mai șantierul că e drumul în reparație, așa că filmăm și noi un pic în natură, că măcar aici e un pic de liniște, se mai au niște păsărele și uneori mai latră și câinii. Dar e mai bine decât în casă unde tot răsună buldozerul. Am făcut ieri live și tot răsuna buldozerul pe live, era un dezastru din punct de vedere sonor. Astăzi facem un videoclip mai trist, dar adevărat. Vom vorbi despre semne că te înșeală sau e posibil să te înșele cât mai curând sau cel puțin nu mai are niciun rost să-ți continui relația. Am pus și un story pe Instagram în care să-mi spuneți și voi niște întâmplări de ale voastre, n-au fost utile, așa că se dă în drumul la clip. În acest video voi fi foarte politically corect, nu voi fi nici feminist, nici misogin, tot ce spun eu este valabil pentru ambele părți. Și să începem cu cea mai clară chestie, că nu o să mai țină. Din momentul în care el sau ea s-a răcit și nu mai depune niciun efort, nu mai face nimic, e clar că ori și-a pierdut interesul, ori interesul pe care și l-a pierdut, l-a căpătat pentru altcineva. E, dacă s-a răcit cu tine și nu face nimic din propria inițiativă și ajungi tu să-i spui că v-ați răcit și nu face în continuare nimic în privința asta, e clar, pregătește-te să-ți faci bagajele și să pleci. La fel dacă se comportă cu tine ca înainte de a fi împreună. Să zicem că după ce v-ați cuplat, ați început să pune și voi un story, câte ceva pe Instagram, pe FB-ul. Dar dintr-o dată începe să dea share la o grămadă de citate care n-au niciun sens, cel puțin pentru tine, dar în mintea ei au 50 de sensuri, sau în mintea lui, pentru că sunt și bărbați care pun poze cu citate și nu pot să înțeleg de ce. La fel dacă, să zicem, a început să posteze din nou poze multe cum posta înainte. Dacă a început deja să posteze foarte multe poze pentru care nici măcar nu te întreabă dacă e mișto poza, dacă îți place, e clar că deja își pregătește recolta să culeagă noi roade să fie cu alți oameni. Alte relații care în general nu prea țin sunt cele la distanță. Dacă nu faceți astfel încât să vă vedeți cât mai des, să zicem, să mergeți cu trenul unul la altul în fiecare weekend, sau să vă mutați cât mai repede, probabil nu o să țină. Adică nu oricine este PewDiePie cu Marția. Pe lângă asta, dacă ați locui în același oraș sau chiar în același cartier, sat, comună, înțelegeți voi, va fi ușor să vă prindeți cu mâța în sac. Dar așa, poți doar să mergi pe încredere și în general acea încredere o să fie călcată în picioare. Dacă el sau ea pur și simplu nu te lasă să faci cunoștință cu prieteni sau prietene pe care le avea de dinainte să vă cunoașteți, e clar că probabil prietenii sau prietenele ei știu ceva ce voi n-ați vrea să aflați. Eu nu am pățit asta, am aflat o informație din păcate prea târziu de la o prietenă de-a ex-ului meu. Dacă nu vă puteți satisface nevoile, fie materialistice, fie sexuale, e clar că nu o să țină. Bine, este cam urât dacă din cauza chestiilor materiale sau sexuale nu poate să țină relația, adică, cum să spun, dacă ea pur și simplu te părăsește pentru unul care are bile sau are mai mare, e clar, poți să o numești curvă. La fel, dacă el te părăsește pentru una cu țățele mai mari, e un resimțit, e un curvar, e un ultim lăbar. La fel, dacă, acum nu știu dacă sunt la fel de mulți bărbați materialiști ca femeile, pentru că multe pățesc să aibă un prieten care își permit să le ducă maxim la un suc, la o înghețată, la un restaurant, la un McDonald's, o plimbare prin parc, ca aia oricum e gratis. În orice caz, nu au niște posibilități materiale extraordinare. Dar în schimb, ele au verișoare, prietene care deja s-au măritat sau au prieteni bogați care le plimbă mereu cu mașina prin țară sau le duc prin afară. În momentul ăla începe să apară invidia că ea nu este plimbată și începe să-și caute pe altcineva. Probabil pe cineva tot din cercul acelor oameni care au bani și își permit plimbări și așa mai departe. Un sfat foarte util, ține cont despre cum îți vorbește despre exul său sau ei. Mă rog, înțelegi ideea. Pentru că poți să ții cont de niște aspecte astfel încât să nu dai cu bâta în baltă. Dacă ea sau el a înșelat odată, e posibil să mai înșele și a doua și a treia oară. E la fel ca la divorțuri. Cineva care a avut primul divorț are șanse din ce în ce mai mari să-l aibă pe al doilea, pe al treilea și tot așa. Fie antenă la cele mai mici detalii care se schimbă, la orice schimbare, cât uși de micuță, chiar dacă pare nesemnificativă, să știți că înseamnă ceva. Mai ales dacă a avut el sau ea o schimbare de mediu, de exemplu și-a schimbat locul de muncă sau s-a înscris la facultate și nici măcar nu vrea să recunoască faptul că se înțelege bine cu colegii, cu colegele sale. Dacă nici măcar asta nu vrea să zică și te ia cu vrăjel că nu, că eu n-am mers acolo să-mi fac prieteni, maxim salut cu ei și atâta, e clar că este vrăjeală. Din momentul în care vă
verificați telefonul unui celălalt, e clar că nu o să țină. În primul rând, dacă vrea să te înșele, știe să ascundă chestia asta, nu stă cu conversațiile în telefon. Le șterge, folosește conversații de alea care se șterg automat singure, știe ce să facă. Oricum, dacă ați ajuns în stadiul ăla, e clar că nu o să mai țină și e gelozia prea mare. Dar dacă doar unul dintre voi controlează telefonul celuilalt, e posibil ca fix ăla care controlează telefonul să fie total opusul. Pe tine te prostește că doar îi pasă foarte mult de tine, tu ajungi să-ți ștergi toți prietenii pe care i-ai sau prietenele pe care le-ai pe Instagram, îi dau unfollow până și maică-ti de pe Instagram sau lui taică-tu, dar el sau ea probabil vorbește cu alții și dacă îi spui ceva legat de telefonul lui sau ei, sigur se ofensează, dar oricum are terenul deja pregătit. La fel dacă începe să te strice, de exemplu zice mie, de exemplu, să-mi spună, bine, chiar așa a fost, dar asta de altă parte, zicea, bă, poți să te mai îngrași, poți să bei mai mult, poți să fii puțin bețiv, nu este nicio problemă. Și, da, dacă începe cu chestii de genul, la fel și invers, să-ți spună, bă, nu te mai pensa, nu te mai epila, nu te mai duce la salon, e clar că vrea să ajungi din ce în ce mai urât sau urâtă, ca după aceea să nu mai ai nicio altă alternativă. Tu să fii la picioarele lui sau ei, că altcineva nu s-ar mai uita la tine, dar el sau ea în continuare se aranjează și se face cum trebuie și vorbește cu alții și tu rămâi ca fraierul, ca un fel de rezervă de drum. Dacă se comportă cu tine de parcă ați fi doar niște prieteni sau îți lasă impresia că acum într-o dată vorbești cu un străin sau cu o străină, e clar că nu mai are niciun rost și probabil în mintea ei relația s-a încheiat de mult sau în mintea lui, dar tu încerci degeaba să tragi cât poți să o menții. În situația în care vezi că nu mai depune niciun efort, să zicem, la început s-a chinuit foarte mult să te agațe și apoi după ce s-a acomodat cu tine și a văzut că ești fidel sau fidelă, gata, nu mai face nimic, stă cu mâna în sân și așteaptă să faci tu toți pașii. Ceea ce este nasol, din momentul în care s-a acomodat și vezi ce persoana este când se acomodează, e cam nasol. Apropo, un sfat pe care îl am, pardon, o vorbă pe care o știu chiar de la ex-ul meu. Nu cunoști o persoană cu adevărat până ce nu te ceri cel puțin o dată cu ea. Și ca morala poveștii acestui videoclip, până la urmă, dacă este înșele, n-ai ce să faci, tu trebuie să te împaci cu ideea și dacă nu vrei să suferi, și sigur nu vrei să suferi, încearcă să activezi un pic de narcisism. Gândește-te că până la urmă este pierderea sa și mai bine că ai scăpat de o pacoste care nu era de încredere și vei avea mereu loc pentru cineva mai bun. Sunt sigur că sunt mai multe chestii, mai multe detalii pe care puteam să le menționez, însă nu mi le-am notat. Vreau să-mi lăsați în comentarii semne că relația voastră era pe sfârșit sau că vă înșela și o să fac și o parte a doua doar cu comentariile voastre. În mare parte au fost exemple de ale mele și câteva de pe story. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă mai aveți sugestii de videoclipuri de genul pe care tot așa să le filmez în natură cât îi răcoare până nu vine canicula aia, nasol că îi prindeți în țari pe aici, să lăsați sugestii în comentarii și eu o să mai filmez. Hai, să aveți o vară cât mai liniștită, să n-aveți parte de diferite pacoste de genul, spor să aveți și voi zile cât mai răcoroase, fără furtună, fără caniculă și bucurați-vă de vară că mai aveți vreo 2 luni până se termină. Hai, ceaules tuturor! Ca mic bonus pentru cei ce au rămas până la final, păstrăm tradiția. Trebuie să gustăm o corcodușă verde. Bă, asta nu e chiar așa acră.